Moment de reculegere înainte de startul partidei dintre CSM Dunărea Giurgiu și Progresul Valea Dragului, în memoria fostului fotbalist, antrenor și președinte de club Ionel Dândăreanu, decedat miercuri în urma unui infarct. Jucătorii și staful tehnic al echipei municipalității i-au dedicat victoria lui Dixie. Am văzut că ați ținut și un moment de reculegere, se poate spune că îi dedicați victoria de astăzi? 100% îi dedicăm și am jucat și copiii au abordat meciul în cinstea și pentru el. Am încercat să respectăm momentul și dedicăm victoria dânsului, chiar dacă nu mai este printre noi. Antrenorul Dunării a fost unul dintre cei care l-au cunoscut și respectat pe Ionel Dândăreanu. E o pierdere pentru fotbalul giurgiuvean. De ce spun asta? Pentru că s-a ocupat de fotbal, mi-a fost conducător și a fost un băiat de treabă care a știut să descurce în viață. Mai ales pentru fotbal, pentru noi care am jucat fotbal. Sub conducerea lui l-am avut conducător și la centru de copii și juniori și pot să spun că a fost un om cu caracter.